trzy. Ota Dołga był niestety, dostał kartę, nie wiem, wtedy było firę. Firka jest analizę racjonale, szalu cywitecji o rewicie ze skunem. Un firka jest ale motivității și a mărturiei personale. Am să încerc cu mărturia personală, pentru că ea e întotdeauna foarte importantă. Citatele pe care Gabriel Munceanu le-a dat exprimă stupoarea pe care am resimțit-o. Eu nefiind un om al urii, atunci când am fost confruntat personal cu valul de ură, care nu venea de la oameni cu care interacționaseră, ci de la oameni care nu cunoșteam și care mă confecționaseră, unii care aveau antisemitism latent ca evreu, ca județean în puțin, ultimele mele contribuții la evenimentul Ziegler au avut următoarea particularitate. Ele, când apăreau pe internet, păreau să fie semnate, nu de Horia Roman Batafievici, pentru că așa apărea în scrollul layout-ului electronic, ci de prima postare era un comentator care vrea să fie primul, miercuri seară, noaptea, când puneam articolul pe internet, vrea să aibă primul comentariu. Și ăsta era format din două cuvinte. Mor Jidan. Și apărea că eu mă semnesc ca Mor Jidan. Incredibil. Deci acest contact cu ura nemijlocită și absurdă, fără legătură cu faptele, toate astea m-au afectat profund. Iar citatul pe care l-a dat Gabriel cu îngărirea mormântului tatălui meu, acesta ne poate avea în totuși, asta trece orice limită, e ceva totuși venit de sub. Vă vorbesc ca un oameni cu care mă pot înțelege. Admit că cineva ar putea să vină în mijloacul dumneavoastră să-mi spune: tu vorbești, băi, băsistule, porcule, nu știu că, ce ai făcut? Și să urmeze. Ce am făcut la ICR? Ce am făcut cu Mihai Eminescu? Ce am făcut cu... La rigoare toate sunt minciuni pure. Esența urii este fond, nu un adevăr revendicat mai tare, ci este o minciună impusă în nerușinare. Mențin asta împotriva oricui. Ura nu are niciodată o justificare când este vorba de acest tip de agregare emoțională, socială. Există o ură care se poate naște din concretul vieții. De exemplu, copilul tău de 10 ani a fost violat. Atunci există un domeniu al urii pe care îl pot înțelege. Violul, crima, toate astea pot naște ura, dar nu despre acest lucru este vorba. Mărturia mea personală cu această carte ține și de faptul că statura mea, integritatea mea morală a fost profund afectată în acești ani prin faptul că, și acum citesc pe un conducător de revistă, a spus, citesc din memorie, Batafievici este mai rău decât Adrian Băunescu. Pentru că, spre deosebire de Păunescu, care îl mai critica pe conducător, el mănâncă la hat, săptămână de săptămână, îi aduce ode lui Traian Băsescu în evenimentul zilei. Adunând aceste articole, invit pe orice cititor de bună ori de rea credință, mă adresez și celor care sunt de rea credință, să judece dacă sunt mai rău decât Adrian Păunescu și dacă ceea ce am produs în aceste luni și acești ani în care am fost un comentator politic, un analist politic pentru evenimentul zilei, poate fi caracterizat în deplină onestitate ca fiind ode al să-l treacă să se să din potrivă, și acum trec la al doilea firon al cărții, din potrivă, cred că ceea ce rămâne din aceste articole este pur și simplu lucinitatea. Luciditatea înseamnă nu neapărat clar viziune, nu asta, înseamnă menținerea în raționalitate, în condițiile în care ești confruntat cu iraționalitatea. Sforțarea mea cea mai importantă, cea mai masivă, cea mai emoțională, cea mai puternică, a fost încercarea de a rămâne rațional
în privința a ceea ce era o traumă și o dramă pentru toată comunitatea noastră. Pentru că problema în momentul în care ura devine un element de agregare politică a corpului politic și o formă de expresie socială a relațiilor cu semenul tău, în acest moment, ura nu mai este o problemă care să răspundă la întrebarea cine are dreptate. Pentru că, indiferent cine are dreptate, toți pierd în mod masiv. Și ceea ce s-a pierdut este enorm. Nu este vorba numai de șansele pe care orice societate normală le are atunci când trăiește potrivit normalității. Care înseamnă libertate, egalitate, proprietate privată, libertatea schimburilor, opinie publică, spațiu public și așa mai departe. Și pe asta se construiesc instituții. Care sunt ale democrației? Ceea ce se pierde, deci, nu sunt numai ocaziile oferite de funcționarea normală a societății. Se pierde în planul construcției identității personale și colective a acelei societăți. Noi am pierdut prin ură enorm, mult mai mult decât oricine ar fi putut câștiga un cor. Ați dovedi adversarul în aceste condiții este un mod de a pierde tu însuți, indiferent ce obiectiv local ți-ai încălcat. Țin foarte mult la aspectul pe care Gabriel Liceanu l-a pus în evidență aici foarte bine. Acela că Traian Băsescu a fost o țintă conjuncturală. Problema atunci când ne raportăm la epoca pe care am numit-o anii urii, este să ne concentrăm asupra lui Traian Băsescu, ci asupra structurilor. Motivele pentru care Traian Băsescu a condamnat comunismul, de pildă, s-a spus împotriva lui, doamne, nu vedea doi bani pe asta. Era un fond un golan care, în mod conjunctural, a făcut putare și putare. Cum ne raportăm la asta? Ne raportăm în felul următor. În spațiu public, ceea ce contează sunt faptele pe care un actor politic le produce. Motivația lui poate fi judecată de biograf sau de istoric. Și putem să gândim ce avea în cap George W. Bush în momentul în care a declanșat războiul împotriva terorii, declanșând invazia în Irak. Dar chestiunea, cum a spus Margaret Thatcher foarte bine, îl credeți pe Gorbaciov, a fost întrebată atunci când a început incredibila detentă care finalmente a dus la prăbușirea comunismului. Ea a spus, nu știu dacă este sincer și nu știu care sunt motivațiile lui, dar ce știu este că secretarul general Mihail Sergeevich Gorbaciov a spus acest lucru, iar asta îl angajează. În urmare, a crezut sau nu Traian Băsescu în condamnarea comunismului? Aveți spus, era sau nu anticomunist. Faptul orbitor, vine să spun, este că România este singurul stat postcomunist în care comunismul a fost condamnat ca regim ilegitim și criminal. Indiferent de consecințele acestor fapte, pe răbojul onoarei națiunilor în secolul 21, în prima parte, stă faptul că România a condamnat aberația comunistă cu termeni care sunt, din punctul de vedere al lucidității, perfecți. Ca regim ilegitim, deși a avut Constituție, deși a avut alegeri, deși a avut acte cu adunarea națională și cu nu știu ce, a avut guvern și așa mai departe. Și criminal. Acest lucru ține de istoria onoarei națiunii noastre. Restul, dacă a crezut cu adevărat în condamnarea comunismului, ce motivație a avut, răspunsul este a făcut-o. Al doilea lucru pe care vreau să-l ridic în fața dumneavoastră este chestiunea justiției. La fel s-a spus, a folosit justiția în mod părtinitor și anume pentru a-i urmări în justiție pe unii, adversarii politici, și pentru a-și proteja pe ceilalți, prietenii lui politici și economici. Răspunsul analizei pe care am făcut-o este următorul.
în modul în care Traian Băsescu, un om care vine din sistem, a înțeles să se lupte cu foștii săi prieteni din sistem. Și anume a făcut-o garantând justiției independență. Modul tradițional de a te lupta cu adversarii tăi politici l-a arătat Iliescu. Iliescu, atunci când a vrut să corecteze retrocedările către proprietarii de drept ai proprietăților confiscate de regimul comunist, a ținut faimosul discurs de la Satu Mare, în care le-a spus judecătorilor ce decizie să ia în privința cererilor de retrocedare. Și răspunsul era, nu se dă nimic. Și în timp, nu s-a dat nimic. Asta este modalitatea gangsterească, modalitatea violentă, modalitatea brutală. Imaginați-vă că el, Iliescu, ar fi avut imaginație politică. Și atunci ar fi luat o instituție respectabilă a statului și ar fi încercat să promoveze agenda lui, care era nu se face restituție in integrum, prin intermediul garantării independenței acelei instituții. Ăsta era un mod de a angaja lupta politică care, chiar în condiții de motivație impură, conduce la fapte care sunt în beneficiu colectiv. E o deosebire enormă între a pune mâna pe ciocan și a-i sparge capul adversarului tău politic și a spune, deși aș vrea să-ți sparg capul, totuși cred că trebuie să ți se garanteze o judecată dreaptă. Și atunci încerci să lucrezi împotriva adversarului tău prin intermediul unei instituții. Iar asta angajează întotdeauna binele comun. Dar atât justiție, independența, Traian Băsescu, care este un om inteligent, nu putea să nu prevadă situația în care confirmarea de la lună la lună, de la an la an, a celor care lucrează în justiție, magistrați și procurori, că independența le este garantată de un factor politic care este jucător, nu se putea ca asta să nu conducă la o emancipare a justiției de planurile inițiale ale lui Traian Băsescu, dacă ele vor fi existate. Admițând însă că ele au existat, faptul că el a jucat această carte a întăririi unei instituții care reflectă binele comun, a avut asupra noastră efecte benefice complet separate de eventuale lui intenții malefice. Ăsta este argumentul de analiză politică pe care l-am avansat. Prin urmare, dacă ne raportăm în continuare la Traian Băsescu, ca persoana Traian Băsescu, pierdem în continuare pentru că suntem angajați în acea logică a războiului român-român, care a avut un enorm succes. După părerea mea, reluarea agendei Uniunii Social-Liberale, care în 2012, după demiterea în Parlament a Guvernului Ungureanu, a condus la seria de atacuri la instituțiile statului, care au culminat cu a doua suspendare a lui Traian Băsescu și cu ocuparea instituțiilor și ajungându-se până la momentul în care, apocrif sau nu, dar dacă nu e adevărat, oricum e bine găsit, afirmația lui Dan Voiculescu, atribuită lui, dar el negând că a spus-o, până nu avem justiția, nu am câștigat toată puterea. Asta vom vedea că întărirea justiției a fost un element care nu putea fi până la capăt folosit în beneficiul forțelor politice și că miezul acțiunii USR-ului era în fond anularea acelei construcții instituționale care era independența justiției și asta în mod clar i s-a datorat nu PNA-ului, Parchetul Național Anticorupție, înființat de, la cererea Uniunii Europene, de altfel, Comisiei, de către premierul de atunci, Adrian Năstase, ci de DNA, Direcția Națională Anticorupție, care este o consecință a reformei în justiție pe care a făcut-o Traian Băsescu. Argumentul, de fapt, care explică
agresivitatea uluitoare a lui Liviu Dragnea în momentul în care au câștigat alegerile în 2016, când alianța PSD-ALDE nu făcea decât să readucă în actualitate agenda Uniunii Social-Liberale, care se disolvase până la urmă, arată că pentru a citi corect evenimentele, nu persoanele sunt importante, ci aceste structuri, aceste alianțe din culise, care din păcate continuă să ne ducă. Am să-i pun o întrebare, Victoria Partapinici, pentru că eu cred că a rezolvat această problemă în carte. Traian Băsescu și-a terminat mandatul spunând între fratele meu și justiția de justiția. În urmă cu două săptămâni, dacă și știu nu e greșit, a spus aș vrea să o văd în lanțuri pe Laura Codruța Cârciș. Asta arată că între Traian Băsescu, om de stat, și Traian Băsescu, politician, există o deosebire pe care trebuie să o constatăm fenomenologic, adică în timp. Cu timp a fost om de stat, el a spus, între Traian Băsescu, între Mircea Băsescu, fratele meu și justiție, aleg justiția, deși sunt cu totul alături de fratele meu. Totuși, e ca în cazul lui Gorbaciov și Margaret Thatcher. A spus acest lucru. Iar faptele lui, chiar dacă în culise el a tras forile, efectele nu s-au văzut. Dacă le-a tras forile. După ce n-a mai fost președinte cu om de stat, politicianul Traian Băsescu pare a se fi reintegrat mediului din care a provenit. Și auzim enormitatea pe care a citat-o la lui el, că ar vrea să o vadă pe Codruța Cârciș și în lanțe. Am să închei intervenția mea spunând așa. Cartea aceasta, intitulată foarte pregnant Anii Urii, nu are un conținut de cură. Nu este un manifest în favoarea urii, ci este un manifest împotriva urii, ci un manifest în favoarea bunătății. Cartea mea pledează pentru un lucru cu toți cinicii strâmbă din și spun așa ceva nu există. Dar așa ceva există, e vorba de bunătate, de faptul că oamenii fac binele și trecem pe lângă pentru că avem un soi de prostie care ne face să părem mai inteligenți în ochii noștri dacă suntem cinici și facem mișto și bagiocorim decât pur și simplu să ne scoatem pălăria ori să vedem faptele de bunătate nenumărate pe care semenii noștri le fac. Această carte este un manifest împotriva urii și în favoarea bunătății. Este mărturia pe care eu, personal, implicat foarte personal în acea epocă, atât ca actor cât și ca victimă, bine să spun, vreau să o aduc din perspectiva istoriei. Este mărturia mea. Din acest motiv am reprodus aceste articole ca ele să stea, ele să fie vocea care nu mi-a fost auzită atunci. Pentru că, și cu asta închei, îl citesc pe Dan Perjovski cu acea replică foarte bună vis-a-vis pe care în 22, el a spus, de fapt, citesc din memorie, de fapt, Patapievici este un intelectual cenzurat. Nu ce spune el este auzit, ci ce spun cei care îl detestă. Ca atare, orice ar spune, tot cei care îl detestă au dreptate. Am încercat să aduc această voce în fața dumneavoastră. Thank you.